Mi-a plăcut foarte mult cântarea dinainte și m-am închinat. Good job! Vreau să dau citire câteva versete din Psalmul 30, un psalm al lui David, și anume de la versetul 10 în jos. Ascultă, Doamne, ai milă de mine. Doamne, ajută-mă! Și mi-ai prefăcut tânguirile în veselie. Mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie, pentru ca inima mea să-ți cânte și să nu stea mută. Doamne, Dumnezeule, iepururi te voi lăuda. Amin. Psalmul acesta este numit pentru de David, o cântare pentru sfințirea templului. Și noi știm din Noul Testament, pe baza Scripturii, că adevăratul templu suntem noi. E trupul acesta în care Dumnezeu caută să stea. Am dreptate? Sunteți de acord cu mine? Eu vreau să cred asta. Eu vreau să cred că acest trup pe care l-am primit în împrumut, să trăiesc o viață care să dau cinste lui Dumnezeu și o viață în care să fie o lumină, o lanternă, un far în mare pentru ceilalți. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Îmi place aici, am să împărtășesc cu dumneavoastră câteva lucruri pe care pentru mine au vorbit în mod special, și anume atitudinea în primul rând a lui David. Spune, ascultă, Doamne, ai milă de mine. În primul rând, ca să ceri milă de la cineva, înseamnă să te cobori. N-am văzut și nu am întâlnit nicăieri o persoană în putere, o persoană cu autoritate, o persoană cu influență, să se ducă la alții mai jos ca el să le spună, ai milă, îngrijește-te de mine. Nu. Întotdeauna natura noastră ne face să ne poziționăm în așa mod încât ceilalți să depindă de noi. Îmi place aici că David, în primul rând, ca să fie ascultat de Dumnezeu, cere cu o inimă smerită, cu un duh blând, cu un duh calm, și o face, îmi place să-mi imaginez că o face în șoaptă. Nu-l văd pe David în acest context să strige la Dumnezeu. Nu-l văd pe David aici să se expună într-un mod violent. Îmi place să-l văd un om calm, un om care își înțelege că poziția lui este una umilă. Și acest lucru vreau să-l facem și noi în această dimineață și vă îndemn și pe dumneavoastră, așa cum mă îndemn și pe mine. Îmi place în versetul 11 cum continuă și mi-ai prefăcut tânguirile în veselie. Ce mi-a atras atenția în acest verset nu sunt tânguirile, nu e veselia, nu e dezlegarea sacului. Știți care este cuvântul care mi-a atras atenția? Și. Este o acțiune întâmplată, văzută, atestată. Și mi-ai făcut. Este un verb care arată o întâmplare creată. Nu vă știu pe dumneavoastră și nu știu cum Dumnezeu a lucrat la dumneavoastră. Îmi știu ce a lucrat la mine. Și știu ce reprezintă pentru mine acest și. Dumnezeu mi-a arătat și cred că și dumneavoastră vă arată zilnic, în fiecare dimineață, și Dumnezeu schimbă situații, schimbă plânsete, schimbă lacrimi, schimbă... Acum că avem binecuvântări, vreau să asociez puțin. Întotdeauna auzim mămicile că trec prin perioade destul de grele, în timpul sarcinii, în timpul nașterii și așa mai departe. Dar știți ce îmi place? Că după ce toate aceste lucruri trec, rămâne veselia, bucuria, zâmbetul, împlinirea, și atunci vezi cu adevărat cum binecuvântarea și minunile lui Dumnezeu intră în familia noastră.
Praise Jesus. Versetul 12. Pentru ca inima mea să-ți cânte și să nu stea mută. Pentru când credeți că spune el aceste lucruri? Pentru mine este un element continuu. Un element care nu se întâmplă doar astăzi, doar în acest moment, doar în momentul în care a avut parte o binecuvântare. Nu. Este o atitudine și un mod de viață. Asta îmi place să cred și asta înțeleg din acest cuvânt. Inima mea să nu stea mută. Aduceți laudă lui Dumnezeu. Este cel mai mare privilegiu pe care îl avem. Împăratul care merită toată slava, toată cinstea, toată închinarea. Doamne Dumnezeule, eu pururi te voi lăuda. Din nou atestă și șa angajamentul David pentru zilele ce urmează, pentru perioadele ce urmează, pentru încercările care vin și pentru eșecurile sau neajunsurile, el pururi va lăuda pe Dumnezeu. Așadar, am să vă rog să vă ridicați și cu o inimă smerită, cu un duh blând, vă îndemn. Inimi care creați poporul Dumnezeu, aduceți laudă de-a pururi lui Dumnezeu. Amin.